Dacă v-aș spune că cineva și-ar echipa copilul pentru școală în felul următor, cu o plasă plină de jucării, cu un iPhone, cu jocuri, cu bomboane, cu alte chestii și spune-te așa, te-am pregătit copilă, ești echipat, du-te la școală să înveți. Păi stai un pic, dar copilul nu e pregătit pentru școală. N-are un caiet, n-are un pix. La ce să-i ajute jucăriile la școală? La școală trebuie să fie atent. La școală trebuie să învețe. Dar de ce la biserică, când îi echipăm pentru biserică, îi îmbrăcăm frumos la cămașă și după aia spunem, ok, hai să vedem câte jucării putem ca să băgăm în ghiozdanul ăsta ca să nu te plictisești 2 ore la biserică. Nu vi se pare un pic ciudat? Deci la școală înțelegem că trebuie pregătiți și echipați să meargă să fie atenți, dar la biserică înțelegem că trebuie ca să-i pregătim ca să se distreze și să fie distrași de la ce se întâmplă acolo.